Salutare oameni buni și bine ați venit la Măcelăria de Fake News, o rubrică atât de complexă încât o culta mondială abia își permite să o financeze de luni până joi. Pentru vineri și weekend ar fi trebuit să ceară un împrumut de la Illuminati, dar după cum bine știu conspiraționiștii, sunt interese mari la mijloc. Observ că tot mai mulți oameni se întreabă cum naiba facem distinția între medicii de-a căror opinii putem ține cont și medicii care aberează din punct de vedere medical și ajung să dea sfaturi idioate sau chiar să răspândească știri false. Și această dilemă există pe bună dreptate. Una dintre soluții ar fi să încercați să aflați mai multe despre medicul respectiv, ce a mai spus el în trecut și dacă a fost sau nu implicat în vreun episod de propagare a unor știri false. Ca idee, medicii care azi vă spun că măștile sunt botnițe sunt aceiași care ieri spuneau că virusul nu există, sunt aceiași care în urmă cu un an spuneau că vaccinurile ucid și sunt aceiași care și-au petrecut Revelionul 1999-2000 în beci pentru că știau ei sigur că atunci vine apocalipsa. Zilele acestea, internetul s-a reîntâlnit cu un pacient mai vechi. Numele ei este Stella Emanuel și a avut chiar recent momentul ei de glorie după ce pacientul numărul 1 al planetei, Donald Trump, a distribuit un filmuleț în care aceasta susține că hidroxiclorochina este de fapt eficientă împotriva infecției cu COVID-19 și că ea a tratat sute de pacienți în acest fel. Evident, după ce Facebook și Twitter au dat jos videoul, Trump și-a păstrat atitudinea inocentă, explicând că nu o cunoaște pe Stella Emanuel, dar că i s-a părut impresionantă. Sunt deja săptămâni bune de când Comunitatea Științifică Internațională a finalizat studii care arată că hidroxiclorochina nu este eficientă în tratarea infecției COVID-19, că administrarea acestui medicament nu are ca efect scăderea ratei mortalității și, potrivit FDA, chiar poate cauza probleme cardiace. Revenind la Stella Emanuel, ea nu doar că insistă cu efectele benefice ale acestei substanțe în lupta cu COVID-19, dar are și alte opinii ce ar putea fi chiar interesante pentru medic, nu știu, psihiatru. De exemplu, Stella Emanuel susține că unele boli sunt cauzate de vrăjitoare și demoni care fac sex cu oamenii în timp ce aceștia visează. De asemenea, doctorul Stella Emanuel este împotriva căsătorilor gay despre care spune că pot duce la cazuri în care adulții vor dori să se căsătorească cu minori. Multe dintre filmulețele în care Stella Emanuel își exprimă aceste opinii au fost date jos de către Facebook sau Twitter, iar ca să înțelegeți chiar mai bine nivelul la care se află acest personaj, Vă mai spun doar că după ce a dispărut ultimul video, cel cu hidroxiclorochina, i-a declarat că la următoarea venire a lui sus pe pământ, acesta va distruge Facebook-ul. Și nu, nu e adevărat că satan diavolul a dat like și share la chestia asta. Ca să închei tot cu un fake news internațional, vreau să mai vorbim pe scurt despre acest subiect. A trecut deja ceva timp de la exploziile din Beirut, ceea ce înseamnă că a trecut și suficient timp pentru ca adepții teoriilor conspiraționiste să vină cu soluții simple pentru o problemă pe care nu au înțeles-o. Unii dintre ei nu au înțeles exact nici unde e Libanul, dar asta este doar o altă parte a problemei. Acest video susține faptul că, la o anumită viteză de redare a filmării, poate fi observată o rachetă. Un alt video peste care este aplicat un filtru ce imită o cameră cu termoviziune prezintă cam același lucru, dar în altă formă. E atât de tragic ce s-a întâmplat în Liban și totuși atât de amuzant cum unii au văzut aceste filmări și li s-a părut perfect plauzibil faptul că acea rachetă pur și simplu se oprește cumva în aer atât că să o vadă ei și astfel să dețină adevărul ascuns. Povestea este în mod evident un trucaj și dacă începeți să căutați pe internet explicația ale acestui trucaj veți descoperi mai multe opinii ale unor experți în domeniu. Cam atât am avut pentru astăzi, ne revedem luni, tot aici, pe Facebook, pe Instagram și pe YouTube. Dacă dați peste articole care sunt sau par a fi știri false, nu le mai trimiteți lui Dragoș Pătraru, vă invit să mi le trimiteți direct mie. Ajută -mi mult să faceți asta pentru că, așa cum am mai spus, a fi corect informați necesită un efort colectiv. Mă găsiți pe Facebook, pe Instagram sau chiar și pe WhatsApp. Să aveți un weekend excelent, papa. Pa! pa.